e insuficientă comunicare pentru că este plătit chiar și ceea ce putem numi palierele superioare în nou. Comunicarea, lipsa comunicării sau calitatea comunicării. O să revin pe partea de fundamentale. Revine conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, respectiv a ședințelor, a ședințelor ordinare, ședințe obișnuite în care suntem, să reamintesc ordinea de zi propusă pentru dezbatere. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valoare impozabile din impozitele și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2018, inițiator și semnat. La punctul al doilea, am propus tot un proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2018, inițiator și semnat. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești, pe trimestrul al patrulea, inițiatorul să semnată. Urmează un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Bogdănești de Săbacău pe trimestrul 4, anul curent, inițiatorul să semnată. La punctul al 5-lea este propus un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxe speciale destinate finanțării serviciului voluntar pentru situația de urgență a UAT Bogdănești. Pentru informarea cetățenilor asupra riscului de incendiu și a măsurilor de prevenire și stingerea incendiului pentru anul 2018, inițiator domnul viceprimar. La punctul al 6-lea, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare la Nouă Orașul Dărmănești, inițiator domnul viceprimar. La punctul al 7-lea, avem un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și diplomelor de fidelitate cuplurilor din Comuna Bogdănești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2017 și care și-au avut domiciliul de Rada Administrativă a Comunei. La punctul al 8-lea avem un proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate la primarul Comunei Bogdănești, inițiator și semnat. La punctul al 9-lea, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din UAT Bogdănești de Săbacău pentru anul școlar 2018-2019, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2, Cultură, în principiu. La punctul al 10-lea este cutumă noastră solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. Să pun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru. Mulțumesc pentru unanimitatea dumneavoastră. Da, și pentru toate mi s-a atras atenția, un proiect de hotărâre care excede dispoziții cu convocare. Știu că s-a avut o rămânță la ce am amendat cu domnul la cei amendate, el este de oportunitate justificată. Un proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru anul curent, 2017. Am ca principali colaboratori în fundamentarea acestor intervenții din primărie, pe doamna contabilă, aici pe partea financiară, doamna jurist, cea care a redactat proiectul de hotărâre referitor la taxa de impozite, doamna Toma și cel mai apropiat care ducei secretarul comunei, domnul Vasile Monțioie. Acum, pentru că vorbeam de regulamente, poate deliberativul se semnează, am înțeles, noul președinte pe perioada de trei luni. Am înțeles că urmează domnul Vlad Constantin. Pe anul, nu, pe anul, pe anul. Pe bun. Și-a puțin așa știu eu, da? Da, da. În cer scuze, poate de domnul Răzeanu. Păi, îmi doresc succes, nu se prea acolo de la ședință. Vă mulțumesc.
Înainte de a începe ședința din 2012-2016, doresc să-i dau cuvântul domnului secretar în ceea ce reprezintă raportul de la luna trecută. E vorba de procesul verbal de luna. Da. Deci, măsul Consiliul Local, dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința noastră din 29 noiembrie, este de făcut completări sau... Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat de ședința din 1 noiembrie, cine este pentru? Mulțumesc, deci, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 29 noiembrie, a fost acolo. Mulțumesc, poftim. Trecem la primul punct. Proiectul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate, acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2018. Inițiator, domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc. În mod paradoxal, am așteptat mult această întâlnire, chiar dacă este despre sfârșitul exercițiului bugetar, pentru că, în mod firesc, putem accepta ideea că adoptarea acestei foi de hotărâre referitoare la impozitele și taxele pentru exercițiul fiscal următor, respectiv anul 2018, reprezintă una dintre cele mai importante hotărâri pe care le poate adopta deliberativ în conformitate cu atributele prevăzute de lege. O să prezint un pic cadrul în care, din punctul meu de vedere, o să inițiez discuțiile. Nu întâmplător ne-am pretindat că sunt prezente aici persoane care mă pot ajuta conform și pot să vreau atribuții specifice, respectiv doamna Iftin Galina, jurist, care printre alte atribuții o are și pe aceasta, calitate de jurist, de a mă ajuta la redactarea actelor pe care le propun spre deliberare sau pentru uz intern în cadrul primăriei. La fel și doamna contabilă, la un moment dat, notați un rol important, poate mai puțin evident pe acest proiect de hotărâre. Pe celelalte, sigur, mă gândesc la rectificare, la fundamentarea modificării listei de exerciții. Eu le mulțumesc că am anticipat. Mi-am făcut să vorbesc liber. Adică să procedez așa cum mă obligă procedura legală de a motiva acest proiect de hotărâre în calitate de inițiator. Cred că este un moment al deliberării fundamental, poate chiar mai important decât adoptarea bugetului. Eu consider acest lucru pentru că, de fapt, acest proiect de hotărâre, respectiv hotărârea care va fi adoptată, adresă de rugăminte în acest sens, fundamentează, dacă vreți, piatra unghiulară a resurselor financiare în cadrul comunității locale. Ar dori să mai explic în ceea ce privește viziunea, dacă vreți, filozofia care m-a direcționat în unele formulări din cadrul proiectului de hotărâre. Fără îndoială, pornim de la importanța teoretică și practică a taxelor și impozitelor locale. Se prezintă principala sursă de venit, mă gândesc la veniturile proprii ale administrației locale.
primul rând, vreau să încerc scuze. Vreau să încerc scuze față de toți cei care își trimit o parte din venitul conform de către bugetul local. Recunosc că am strâns corect o perioadă de timp. Și în același timp am considerat că este momentul să lărgim Cureaua. Asta deoarece, având o evoluție a veniturilor crescătoare, în ultimul timp, să admitem 10-12 ani, nu mai suntem în mare deficit privind administrarea comună. Deficitul rămâne și umbrătoare. Preocuparea mea ca administrator public, ca ordonator de credit, a fost să finanțez, să asigurăm împreună o finanțare corespunzătoare pentru recuperarea unui deficit pe partea de infrastructură. În mare măsură, poate e spus prea mult, cel puțin în jumătate din obiectivul strategic propus, infrastructura rutieră, se poate admite faptul că am reușit acest lucru. Mă gândesc că am reușit din mod concret, din 2012 până în prezent, să realizăm, având ca fundament taxele, impozitele locale și alte surse care exced venitul lor proprii. Mă gândesc la resursele care au venit din zona guvernamentală, de la Ministerul Dezvoltării, să realizăm peste 8 km de drumuri modernizate, asfaltate, dacă mai luăm în calcul, dar nu este meritul nostru, și tronsonul de drum național european, cum vrei să-i spunem, vreo 7 km, teoretic putem considera că stăm bine. Știu, putem considera dacă drumul pe care l-am executat noi arată mai bine decât drumul european. Asta este, cum se spune, o ironie așa, ușor amară, dar o realitate. Deci am considerat că este momentul să fiu mai atent pe zona economică și în conformitate cu viziunea strategică administrației locale. Noi avem adoptat o strategie locală cu anumită viziune, așa le amint eu, oameni doreau la mine, ca să mă preocupe, așa le amint eu, dezvoltarea durabilă și echilibrată a Comunei Bogdănești prin crearea și susținerea unui mediu economic, social, competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și creșterea calității ridicale de consecință a cetățenilor. Spuneam că adoptarea impozitelor și taxelor este o decizie de tip strategic. De lângă faptul că datoriem scuze, sper să obțin și înțelegere, cel puțin cu domnul Șerban, care reprezintă un grup de companie, am mai avut explicații, am înțeles să beneficiez și de oarecare implementă, în sensul că anumite quantumuri la impozitele locale au fost poate nu cele sperate de ei și la un moment dat nici eu nu mi-l doream, dar n-am avut în alte surse de finanțare. În același timp am mai avut și o relaționare formală, oficială, dânsul și nu numai dânsul s-a adresat dumneavoastră și implicit în mie,
cei care asigură locuri de muncă, cei care trimit bani direct sau indirect către bugetul local. Și evident că am făcut acest lucru deliberat în urma unei analize la compartimentul de specialitate. Pur și simplu am pus în sistemul reciprocitate ce se întâmplă dacă își mută sediile firmelor. Și ce se întâmplă dacă identificăm o soluție ca să nu se întâmple acest lucru. Am avut discuții de genul ăsta nu numai cu domnul Șerban, ci cu cel din conducerea executivă a fabricii de confeti de produs. Deci, evident, pentru că orice entitate economică nu poate funcționa, nu poate să se dezvolte decât pe ideea de competiție, dar și pe ideea de profit. Și atunci, la un moment dat, în mod conștient, a declanșat un sistem de alarmă și a trebuit să gândesc la atare. Ce se întâmplă dacă cei de la fabrica de confecție închid aici și caută altă locație, unde au niște costuri, în primul rând, cu mandă operacată, este specific pentru activitatea lor, puteau să ajungă și în alte județe. Asta m-ar fi dorit mai puțin, dar putea să ajungă și în Africa de Nord. Acolo unde forța de muncă este mai ieftină. Evident că concluzia a fost că este mai bine să identificăm această soluție de a diminua în special impozitul pentru clădirile nerezidențiale. De aceea o să mai revin asupra acestui aspect. Cuantumul pe care îl propun dumneavoastră și vă rog să-l votați este cel minim de 0,2%. Am comunicat acest lucru și directorului executiv de la fabrica de confecții, lui Toma Daniel, și o să facem împreună probabil acest lucru. Pe mine nu are rea, poate să spune cu dumneavoastră ați propus acest quantum. Cei care au zăbolele de partid și cei din opoziție, important să fie bine pentru comunitate. Și să nu ne amanetăm viitorul, da? Dacă am fi forțat pe lucruri, am fi câștigat, să spunem, anul ăsta. Dar pe termen mediu și lung, în mod sigur, comunitatea, sub aspect economic, financiar și social, mai ales ar fi avut de pierdut. Gândiți-vă că împreună, agenții economici, dar în primul rând grupul Șerban și Josef Stix, eu așa am estimat, noi nu avem o statistică oficială, din păcate, dar din discuții și din estimările pe care le-am realizat împreună cu cei care sunt colaboratori în primărie, cred că sunt în jur de 600 de angajați. Nu contează că nu sunt toți din Bogdănești, sunt de pe Valea Lugului, sunt români. E, nu mi-e așa indiferent evoluția acestei probleme. Am să mai redau unele aspecte de conduită care m-au preocupat la fundamentale. Deci, în primul rând, aceasta ar fi o noutate. Apoi, nu se majorează taxele și impozite pe anul următor. Probabil că am recitit proiectul redactat de doamna Duvit și la articolul 15 cred că am depistat o eroare. A fost luată forma veche. Am corectat și rog atenție și vă spun atenție de dumneavoastră când se votează. Deci, eu nu propun majorarea impozitelor și taxelor pentru impozitul bugetar următor. Sigur, pot să fie niște pierderi. Eu chiar agreez faptul că avem posibilitatea să ne comportăm un pic, repet, pentru folosul comunității și al administrației locale, de o manieră liberală. Dacă vreți, luați-o ca pe o glumă, dar o glumă serioasă, din o permitita pentru deschiderea noastră. Am venit aici
campania electorală, evident, în partea partidului care reprezintă. Și vă propun să luați ca atare, ca să vă desprindeți titlul acesta. Taxe reduse, salarii mari. Acum cu taxe reduse, eu o să scoatem la capăt din pensarul următor. N-am scos-o la capăt, cel puțin în primărie, cu salarii mari. Dar vă bată că cel puțin jumătate din primărie sunt supărați cu oamenii. Măsura în care va fi posibil la începutul anului următor până adoptăm bugetul, pentru că și chestiunea salarială, eu mă adresez public aici, și cred că o să luăm mesajul la colegii care sunt supărați. Deci, mai mult o chestiune tehnică de reglare internă. În funcție de priorități, în funcție de temeiul legal, atare, să încerc un echilibru în acest sens. Pot estima, să spunem, diminuările de venituri, dar repet, asta ar fi pe moment. În urma reducerii impozitului la clădirile rezidențiale de la cota maximă la cota minimă, o să meargă cu trotul 13 și undeva și la 1 miliard. Noi am fost estimarea că nu mai citernim elate cu toate societățile. Am căutat și asta este o altă trăsătură a filozofiei pentru această propunere. Evident și în alte primării sunt în situația noastră. Nu mă refer neapărat la politica proprie față de quantumul taxelor. Sunt în situația noastră, mă gândesc că prin modificările aduse la codul fiscal sau la legislația Muncii, împreună cu transferarea unor cote la angajat și cu diminuarea impozitului pe salare, la 16 la 10%, o să pleacă. După câte știu, Guvernul a găsit ca și factor compensator, votat deja în Comisia de Specialitate, să modifice formula de repartizare a cotelor defalcate din impozitul pe salare, de la 41% cât primeam noi din ce se colecta, impozitul pe salare, undeva de la 71%. Paradoxal, eu consider că noi care nu avem bugetele impresionante ale marilor orașe cu municipiul, se pierde mai mic, n-am făcut o evaluare corectă, e posibil chiar nu pierdem. Și evident, alt factor compensator care ne preocupă este să găsim finanțare pe fonduri europene, avem ceva șansă pe de actelor al Valea Brodului, aici va fi puțin, să spunem, am mai discutat noi. Și speranța noastră să compensăm pe partea de investiții, pe partea de dezvoltare a bugetului, ca de fiecare dată, cu proiectul de apă și canalizare. Am informații mai recente, merge cam greu treaba la nivel, sunt foarte multe proiecte de buze. Am peste 6.000 de proiecte. A apărut o ordonanță mai recent, ordonanța 97, s-o avem și noi în studiu, care în partea de fundamentare pleacă de la această analiză de statistic. Sunt vreo 6.000 și ceva de proiecte depuse. Au fost încheiate contracte de finanțare, după ce s-a verificat cu documentația depusă, respectiv studiul de fezabilitate și auditele. Vreo 2000 și ceva de contracte financiare, deci nici pentru jumătate nu s-au semnat contracte financiare. Noi am depus proiectul, eu zic, într-un termen bun. Termenul limit era sfârșitul lunii noiembrie, l-am depus la sfârșitul lunii octombrie. Deci avem deja aproape două luni. Am reușit să contactez Ministerul de Dezvoltare. Nu am să luat numai eu acolo, vă dați seama. Trebuie să urmărim pe funcționarea
siguranță că vom ajunge să încheiem contractul de finanțare. Eventual, în primele 3 luni, să spunem până la Paște, la Paștele, mă gândesc la Paștele Ortodox, evident. Și ne vom mișca la modul rezonabil. Eu așa estimez că putem spera să începem realizarea investiției propuse începând cu anul 2019. Deci rămâne 2 ani de execuții. Și normal, fiind un proiect cu prioritate convenită în mod firesc, atât la nivel guvernamental și la nivelul comunității europene, șansele sunt mari. De aceea, sau și de asta am considerat că este momentul și putem să producem această relaxare fiscală, că putem compensa pe alte surse de venituri. Cam atât mi-am propus. Dacă colaboratorii mei sau dumneavoastră doriți clarificări, cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc! Am și eu câteva lucruri de spus, că nu vreau să mă încurc la ce spune. Poate pare o chestie, e o cerere din partea mea și Comuna Bogdănești îmi face mie un favor, mie, pe cetățenii mei. În principiu, dacă, nu știu, este instituția bugetară pe un site a Comunei, măcar pe anul 2016, care este încheiat, asta e anual.
anuală, nu mai contează. Deci, în principiu, a fost 2.169.000 total. Noi, da. 2.169.000 este la venituri proprii. Impozitele venite din cote de facturate sunt 1.451. Asta înseamnă undeva la 70% din valoarea veniturilor proprii. Iar cotele defalcate din impozitele pe clădiri, bănuiesc că sunt mai mari undeva la nivelul valului. Nu sunt decât de 145.000. Deci astea sunt toate. Adică impozitele pe clădiri, de la toată lumea, persoane fizice, persoane juridice, da, sunt 175.000. La persoane fizice sunt 70.000. Cred că dacă asta se evaluă metri prătați de construcții, case și anexe din comuna Moldăveni, nu se raportează, bineînțeles. Și de la persoane juridice sunt 105.000. Deci, în principiu, chiar dacă am reduce, este cota redusă de la cât? De la 1,6 la 0,2? 1,3 la 0,2. De la 1,3 la 0,2, asta înseamnă de 6 ori. Asta înseamnă dacă reducem la clădiri de la 105 de 6 ori, se încasează numai 15.000 în loc de 105, deci se pierd undeva la 90.000 din estimarea pe anul. Cam așa. Da. Ce vreau să zic? Reprezintă o sumă în termen relativ din total taxe și impozite proprii ale primăriei, puțin taxele și impozitele pe clădiri de la persoane juridice. Cele mai multe sunt din surse venite, model impozit pe venit. Faptul că o comunitate poate să atragă surse din impozit pe venit, aici putem citi undeva, sunt și sume defalcate din TVA, care vă spun că și... Mai pentru învățământ, ați spus da, 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 sunt venite tot din sume... Da, la asta. Da. Și multe sunt astea cu MTR-ul și venituri pe mijloace de transport, nu? Astea sunt da, 700.000. Da. Care de la, care de la persoane juridice sunt 108.000. Adică, grosomoto, faptul că există sediu social al unor întreprinderi în comună, înseamnă venituri din salarii și din MTR. Adică, dacă o comună care nu are, și putem, dar în România sunt aproape 3.000 de comune. Din 3.000 de comune, eu cred că 50% nu prea au cine știe ce activitate economică în comună, sursele astea nu există. Și respectiv că comune n-au din ce să se miște, n-au ce să facă. Eu desfășor activitatea în 42 de comune, din 2 județe. În 42 de comune din 2 județe, singur loc unde există cota maximă este la Bogdănești. Da? Deci nu este 1, 2, 3, 7, 50%, 30%, singurul din 42. În majoritate este cota minimă. Anul trecut, domnul viceprimar a răspuns juristului meu, de asta mă răsăresc tu, pentru că am cota minimă, mai jos după clădiri. Se mă ierte domnul viceprimar, dar oricum, după ce mi-a zis, omul, uite, am fost, am spus, am propus, mai trebuie să fac, atunci chiar m-am enervat și chiar vreau să mă mut din sală, chiar vreau să mă mut tot din sală. Dacă așa se pune problema, dacă nimeni nu citește un buget, că acum o să zică toată lumea din sală, de ce am făcut și ceva, mi-am dat un premiu de 500 de milioane, nu știu cât înseamnă reducerea. Efectiv, nu știu cum să vă spun, atâta timp când nu plăteam nimeni, nicăieri o cotă așa de mare, era datoria mea ca director de întreprindere să fac o cerere instituție să se reducă și în respectiva comună, nu? Da, domnul Seral, dar să nu vă pare rău, evaluați, nu vă pare rău că... Dar nu-mi pare rău. Eu cred, eu recunosc, așa este, noi discutăm acum de ce s-a întâmplat, care este istoria, cât reprezintă sumele astea din total, sume, buget, și nu cumva să trăiască cu impresia astăzi că s-a făcut o excepție. Nu s-a făcut, am revenit acolo unde este normal să fie. Deci, viitorul a fost de la minim, la maxim, cotele respective, ca să aibă bugetul local o sursă de a stimula în dezvoltare economică sau nu. În accepțiune, dacă am studiat să studiem filozofia bugetară pe taxe și impozite, înseamnă când o comunitate își pune taxe și impozite pe clădiri la nivelul cel mai de sus, înseamnă că nu-și mai dorește clădiri în respectiva localitate. Ca atunci, deja suntem suficient, tenem Manhattan și Manhattan trebuie să punem taxe mari, mai dezvoltă nimic. Eu nu știu dacă stăm așa. Oricum, vă mulțumesc dacă cumva o să...
admiteți, nu știu dacă din toată reducerea asta de 90.000 sau cât reprezintă pe anul viitor, sunt doar mie datorate, bănuiesc că sunt și alți agenții economici. Sunt agenții acolo, ca să... Da, nu, nu știu cât la sută reprezintă firma mea, dar eu zic că este foarte util că facem treaba asta. Este foarte util că poate vor veni și alții când vor să facă că este în regulă. Este minunat că dăm drumul să facem apă și canal. Care iarăși, din 42 de comune, eu nu mai știu încă una care să mai facă. Nici în Vaslui, nici în Bacău. Dar e tot de bine, să ne apucăm. Este minunat. Dacă cine tot bugetul comunei Bogdănești, eu zic, este un buget foarte mare, per capita. Nu știu cât este bugetul Oneștiului, dar cred că este mai mare decât la Onești per capita. Și cu toți nervii, cu toată discuția, și eu sunt și un om așa mai colegic și am atitudini de cură mare, de asta nici nu, nu fac nici politică, nici nu mai zic, dar m-a invitat la primar. Nu propun să mă mut nicăieri, nu propun să fac nimic, nu propun să schimb nimic. Eu chiar țin la satul ăsta, născut, îți crezi cum născut. Îți născut la maternitate, la unei, dar îți crezi aici, la Filipești și la Bogdănești. Și chiar dacă par la un moment dat că sunt ori rău, ori nu contează cum este opinia, nu mă gândesc decât că este în regulă. Eu sunt convins că are șansă să crească comuna cu o atitudine pozitivă față de agenții economici. Agenții economici nu sunt dușmani. N-am spus, n-am considerat niciodată. A trebuit să ne realizăm un obiectiv strategic. Infrastructura pe comunicare. Eu sunt de acord. Toată infrastructura din mediul rural din România trebuia făcută din surse europene guvernamentale, nu trebuie făcut din taxe și impozite locale. Din taxe și impozite locale, dacă mă întrebați pe mine, eu dacă vreau să-mi trimit copilul pe jos la bunici, mi este frică, nu există un trotuar în Filipești. Dacă eu aș vrea să trimit cu bicicleta la școală, la Onești, nu ai pe unde să te duci. Nu ai cum să faci. Eu asta aș fi făcut din resursa locală, cu drumuri și minuni, să dea guvernul bani, o dată în toată țara asta, să construiesc drumuri în toată țara. Apă, canal, orice infrastructură, bineînțeles că trebuie să punem și noi bani. Bineînțeles că este și cota noastră în toată discuția. Este cofinanțare. Bineînțeles că trebuie să ne împrumutăm de la bănci, când dau ăia banii înapoi, de la UE și de unde sunt. Nu trebuie, pentru că avem externe bugetare. E minunat, este greșit că l-avem, să nu l-avem, să facem trotuar în Filipești, putem merge pe el, să nu avem excedent bugetar. Și pentru proiectele de finanțare, să ne împrumutăm, plătim o cognitoare de dobândă, 3% astăzi, dobânda maxim, și atrăgeam bani de la o bancă când veneau bani înapoi la guvern sau de la UE și dădeam drumul la investiții. Așa, dacă stăm tot timpul să ne lamentăm când nu avem bani, eu zic că nu este legă, mai ales că avem buget în comuna Bogdănești. Nu puteam să dăm drumul la trotuare atâta timp când nu aveam utilitățile îngropate. Și am avut, într-adevăr, proiect de apă și canalizare pe fonduri europene, eligibil din punct de vedere tehnic și nefinanțat din motive politice. Să nu vă spun că am rugat... Dar eu știu toată povestea. Am avut ghinion, asta este, se întâmplă viața mea și ghinion. Dar tot timpul este raționamentul așa cum s-au descurcat alții. Iar ce mă gândesc eu să facem un trotuar în Bogdănești, sunt trei podețe, cred că dacă facem voluntariat, construim peste râu un podeț unde se circule cu mâna și vorbim cu toți oamenii din sat, noi investim în niște pietriși, în ceva, să punem pietriși prin partea acasă, să stai voia, să circule, să nu mai neagă cu mașina drumului. Nu banii sunt problema, birocrația. Dar ne-a arestat dacă făceam trotuar în Filipești. Ne-a arestat? E penal. Dacă nu ai arbitru... Dacă făceam voluntariat. Dacă făceam voluntariat în fața caselor, fiecare cetățean ne puneam jumătate de metru de piatră, ne-a arestat cineva? Și dacă ne-a arestat, nu prea ne-a arestat triunfal, vă dați seama. Da, dar știți că nu prea mai e loc în costurie. Păi, tocmai de-a arătat. Nu mă fac prima. Domnul Șerban. Să mă arăt de am auzit că vreți și o nu. Cu un reprezentant al meu, cred că juri.
a fost tura trecută cu un an în urmă. Eu am stat de vorbă cu prezidentul dumneavoastră și am stat în ședință, a fost dumneavoastră de marcat. Deci nu știu dacă are înregistrări. Domnul, nu știu dacă are înregistrări. Au permitea să fiți corect când spuneți ceva. Deci a fost invitat, nu știu dacă la ședința de Consiliu. Da, la ședința de Consiliu a fost un deținat. Așa, unde a prezentat domnul la fel a fost și remarca a fost că... Scris. Scris, cred că a fost. Am primit răspunsul, scris că nu se poate. Remarca a fost că de-aia sunt sărace comunele de nu știu unde, pentru că au taxe și impozite mici. Nu știu ce, dar cred că juristii unul de stat. Credeți-o dumneavoastră pe el, dar eu v-am întrebat, trebuia să vedeți și dumneavoastră. Da? De ce trebuia să stat domnule? De ce nu spuneți? Păi oricum nu putea rezolva, că am primit din partea Consiliului că nu se poate. Și Consiliul e suveran în domeniul, dar și astăzi puteți să spuneți că nu se poate. Puteți să votați, nu? Dar da. Există posibilitatea. Eu sunt doar în urmă, că n-ai plecat până nu se poate iară. Cel mult, iar 500 de milioane, că nu se dau cu cât e vot. Amici, dacă faci din ea trotuar, puteți să nu vădă. La revedere. Sărbători fericite. Mulțumesc, la fel. După proiectul anterior,
Trecem la... Dacă trebuie prevenentele, de ce? În momentul când se dea cu hotărârea, se mărită, dar la prea nu. Eu, la proiectul de hotărâre, nu le redactez pe toate, dar hotărârele le redactez eu pe toate și eu mi-asum răspunderea și le contrasemnez. Așa că... Da, bine, aici am să am este. Dar pentru asta sunt și discuțiile în comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local și pentru asta sunt și dezbaterile de ședința ordinară. Deci și cu unele precizări, da? Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 rămân la nivelul celor din 2017. Singura modificare care a fost propusă de către inițiator, cota, da? De impozit pentru clădiri nerezidențiale persoane juridice a fost propus 0,2, da? Față de o noi singura, mai este una. La să nu se mai dorește. Da, am spus-o prima. Deci rămân la același nivel cu 2017, impozite, toate impozitele taxelor locale, cu excepția ceea ce am spus, contribuind cota care e pentru persoanele juridice. Da, s-a înțeles. Trecem s-a la și votat, de fapt. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2018, inițiator, domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Avem un precedent în hotărârea valabilă pentru execuția bugetară pe care o finalizăm. Este foarte utilă. Are legătură cu ceea ce am dezbătut și am adoptat până acum la prima hotărâre. Și are legătură local, pentru că ne permite o creștere mare. Am fost atent. Îi mulțumesc doamnei Spinca că am realizat niște considerații împreună, care ne-au permis să vedem ce venituri putem realiza. Că, într-adevăr, este foarte important să stabilim ce impozităm pe teritoriul ATI Bogdene. Asta înseamnă identificarea. Documentată de la ședința pe comisie. Asta înțeleg eu, adică putem admite că este o analiză, chiar dacă nu foarte dezvoltată, dar este clar. Trebuie să identificăm materia impozabilă, proprietățile, bunurile, valorile care se impozitează. Ce avem noi? Terenuri, clădiri, impozitarea e una, taxele care pot fi asemnate, dar totuși au o altă sintagmă, că am văzut destui de la servitori care confund impozitele cu taxele. Sigur, aici poate reveni că sunt viziuni diferite chiar în statele europene. Și unii analiști spun pe bună dreptate, dar asta se duce de cultura noastră și de tradiția noastră și de putere de plată, sunt multe de spus. La noi se cam procedează altfel decât în unele țări dezvoltate, unde se impozitează mai mult proprietatea. Noi avem impozite nu foarte mari în raport cu alte state europene. Și se impozitează mai mult producția. Mai degrabă sufocă impozitarea pe producție într-o măsură mai mare decât impozitul pe proprietate. Asta e în altă discuție. O să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, propun să se aprobe inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2018, conform anexei numărul 1, adică persoane fizice și anexei numărul 2, care înseamnă persoane juridice, care face parte din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, hotărârea va fi comunicată primarului Comunei Bucănești, compartimentul financiar contabilitate, doamne Usaghe, le notă referendum, se stângă în referent și instituție trebuie inclusiv de facto și va fi adusă la cunoștință publică
Cine este pentru? Anunțați, vă rog, și rezultatul votului. Deci, în unanimitate de votul, votul a fost. Trece la procedură. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de Udărie, județul Bacău, pe trimestrul 4, 2017. Inițiator, domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Termenul să vă rog. Vreți definiția rectificării bugetare în tot. Specificul rectificării. De data aceasta este altă decât am determinat în rectificare de avem. De obicei, avea rectificare pozitivă. Acum avem de-a face cu una mixtă. În cifre absolute, mai mult mi se ia sau trebuie să restituim noi, cred că e termenul mai corect, deci mi se dă. Mi se iau niște sume din TVA cu destinații în învățământ. Unde e clar că sumele din TVA vin de la bugetul statului. Pentru că avem excedent, în mod firesc trebuie restituit la administrația financiară. Nu de altceva, dar pot fi ajutate alte unități școlare care au probleme cu salarizarea, în primul rând. Dacă v-am zis că noi am mai primit sume din TVA, tocmai cu această destinație. Și din ideea pe care am avut-o, e bună dreptate, în primărie venea nu doar numele persoane, că administrația finanță publică face curățenie prin containere, să iei cum e mai corect, luată, cum vreți, și așa mai departe, să mai găsiți ceva mărunțișuri. Pe parte pozitivă, doamna contabilă spăimântată că e, o să mai găsească ceva mărunțișuri în unghierele de administrație. Este într-adevăr alarmant, stresant și la un moment penibil că ne oprim la nerespectarea legii, pentru că există un anumit cadru legal privind pregătirea unei deliberări în Consiliu, respectiva unei hotărâri de Consiliu și așa mai departe. Dar, din păcate, asta înseamnă administrația publică în România, cu excepția administrației publice din Bogdănești, unde lucrurile merg din ce în ce mai bine. Un alt paradox, da? Da, dar nu e. Adică e real ce spuneți. Da, pentru că părem noi în situație de lantă, venim la ședință cu comisii, mai ai acceptat asta, la ordinea de zi, mai acceptat asta pentru că alte structuri cu ghilimele de rigoare mai superioare nouă, nu-ți fac treaba la acestuia lor. La fel, cum simt bugetul ăsta al statului, trebuia să apară conformitul prin luna noiembrie. Ce se face? La primul articol propus să se aprobe rectificarea bugetului local pe semestrul 4-2017 cu suma de care mi se ia, adică 72.000 lei la secțiune de funcționare, atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli, conform situației anexe de face parte integrală din prezenta hotărâre. Articolul 2 mi se dă, adică vă rog să aprobați rectificarea bugetului local pe semestrul 4-2017 cu suma de 7,19.000 lei la secțiunea de dezvoltare, pentru că trebuie să băgăm la investiții cu acea destinație sume. Atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli, conform situației anexe se face parte integrantă din prezenta hotărâre, articolul 3. După aprobare hotărârii urmează să fie dus la îndeplinire de primarul comunei și cu doamna Codeanu Romelea, consiliere în aparat de specialitate a primarului comună Bogdănești. Normal, este un consilier superior. Da? Articolul 4. După aprobare, secretarul comunei, domnul Înțeleg Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate al instituției, prefect de pe Bacov. Să mai bine de sunt doamna contabilă, că am năcălit o discurs în zilele de astea. Deocamdată așa. Da, denumirea funcției totalitatei cu grad, dacă vreți cu gradație, cu toate, se folosește doar în statul de funcție. În proiectele de hotărâri se folosește doar denumirea funcției. Nu, dar asta ca să înțeleagă doamna contabilă, după aceea, când am zis eu că nu e cazul, o să zic că, vezi, doamne, că nu e cazul să fie superior. Asta ca și o paranteză.
Află și domnul consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia votul? Trecem la vot. Cine este pentru? S-a dat aviz favorabil la punctul 3. Deci s-a aprobat în luna din urmă de hotărâre de hotărâre. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului OAT Băbădănești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2017. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Da, este a patra dezbatere pe această temă. Dezbaterea pe execuția bugetară pe trimestrul al patrulea. Știm ce înseamnă asta. Este un act imperativ de analiză și dezbatere publică, în primul rând pentru transparență și pentru a face eficient, să spunem, cheltuirea banului public. Aș face următoarea considerație de esență. În general, la noi execuția bugetară de 4 mm, că asta este foarte important, în primul rând, trebuie să ai trei cheltuieli, în al doilea rând, să zic, cheltuieli de manieră eficientă. Este oarecum o situație la oglindă, cu cea corespunzătoare analizei de trimestrul al 4-lea, evident, o analiză anticipată, din anul trecut, tot 84%, dacă vă mai amintiți. Avem un procent de realizare de muncă proprie și aici avem 84%. Avem un procent de realizare total venitul pe ceea ce primim la echilibrare. Și mai avem un procent care reprezintă cheltuirea banului public. Un procent de 90%. Se menține deficitul de realizare a planului de cheltuieli. V-am mai explicat și cu altă ocazie, mai ales pe partea de investiții. Ceea ce compensează, totuși, că investițiile majore pe care le-au propus au fost realizate. Aici nu s-a finalizat încă plata, pentru că n-au fost finalizate receptele. Ultimele plăți se efectuează după realizarea receptelor. Cam asta este regulă. Suntem într-o situație mulțumitoare. Nu foarte bună, dar suntem în grafic. Am spus cauza principală excede voințe noastre sau activități noastre. Deocamdată atât. Să dau o citire proiectului, dar primul articol propus să se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul 4 la anul 2017, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. După aprobare, primarul comunei doamna Răcoteanu Romerea, consilier, vorbește la îndeplinirea hotărârii. Articolul al treilea, secretarul OAT Bogdăren, domnul Monțelul Vasile, va comunica hotărârea de documentul de financiar contabilitate primarului comunei și instituție prefectul de Bacău. S-a votat proiectul numărul 4.
Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei special destinate finanțării serviciului voluntar pentru situații de urgențe, poate Bogdănești, județul Bacău, și pentru informarea cetățenilor asupra riscurilor și de incendiu și a măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor pentru anul 2018. Inițiator domnul viceprimar. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Domnul președinte, rugămintea era ca după, ca să terminăm cu partea economică, proiectul de hotărâre privind modificarea listei de investiții, care, având toate avizele necesare și tot așa, să fie supus pe aprobare dumneavoastră și după aceea să continuăm să schimbăm inițiator, ca să zic așa, să rămână domnul primar pentru modificarea listei de investiții și după aceea. Deci este vorba de proiectul de hotărâre care a fost inclus după aceea ulterior. Și raportul de avizare. Vă mulțumesc.
Deci mai pe scurt, e aceeași taxă. Nu s-a mai obținut, s-a mărit. Aceeași taxă a rămas de an. Deci pe scurt, asta era la domnului. Taxa se menține. Domnul consilier, comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a rugat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul consilier Rulat. Domnule primar, mi-aduc aminte cu anii în urmă, cu câțiva, 2-3 ani, propuneam ca să facem o remiză pentru pompieri. M-a chemat domnul Andrușcă și mi-a arătat acolo în spate că se aveți locația. Sincer să vă spun, mă bucur că s-au luat toate materialele acolo la, în spate, la primărie, unde s-a făcut. Așa zis remiză, dar sunt la un loc. Deci, pe undeva, n-am decât să... Adaptată la... După părerea mea, șapte-i bun. E bine că s-a acolo la un loc și... Asta, știți că eu tot... Eu tot spun, am doresc să faci. Nu, e bun. Ce e asta, doamna? Și vreau să zic că vă fericit pentru treaba. Nu, se doar. S-au adunat într-un loc acolo, să știe unde se găsesc, în cazul de ce. Atunci. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este? De data viitoare, vă rog. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociație, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dălmănești, județul Bacău, inițiator domnul viceprimar. Da. Poate. Proiectul de hotărâre la Sărbăjul dumneavoastră. Da. Trecem la propunere. La articolul 1, să se aprobe excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare în Bacău a orașului Dălmănești. La articolul 2, să se aprobe analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare la excluderii prevăzute la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrii Asociației Excluse. Articolul 3. Să se aprobe modificarea actului constitutiv și a statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, corespunzător prevederilor articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 4. Să se permitească domnul Gregorie Viori, viceprimar, având calitate de reprezentant al Comunei București, județul Bacău, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1, articolul 2 și articolul 3 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a asociației. Articolul 5. Să se împuternicească președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru ca numele și pentru județul Bacău să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. La articolul 3, după aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul comunei domnul Joi Vasile, primarul comunei București, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituții prefectului județul Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, expunerea de motive, raportul, și avizul domnului secretar Bunciuriu și raportul de avizare. Vă mulțumesc! Doamne, domnule consilier, Comisia Politică, Comisia numărul 3 din cadrul Consiliului Local al Primăriei București, în ședința de ieri, având în vedere în special adresa serviciului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, nu am avut decât să avizăm în mod favorabil în baza celor prezentate. După asta, am înțeles că sunt ceva discuții. Primăria Dălmănești, nu știu, dar deocamdată cu cine s-a prezentat, noi am votat care după 10. Vă mulțumesc.
Dorește cineva să ia cuvântul? Da, 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 nu mai sunt dintre dumneavoastră. Am înțeles că între timp au mai venit o adresă de la primăria de Mănești. S-a dus la cunoștință. Zic eu, să nu votăm așa repede excluderea din asociație. Poate că ar trebui să mai amânăm, să-i păstrim totuși. Că dumnealor au specificat acolo niște cifre, că au mai plătit câte ceva și că recuperează. O să recupereze. Dar dacă nu ați conținut o adresă? L-a prezentat o mare doamna Mititel. Vă rog să nu vă luați atenția ta, pentru că nu aveți liberul arbitru, nu aveți respectat. Mai ales că au specificat faptul că nu mai au nicio altă posibilitate, pentru că dacă nu te prin adică, nu mai au niciun alt serviciu. Și atunci, poate să zic și eu, nu știu, propun să mai încălziți, mai așteptăm. Să nu portăm așa la... Da, da. Într-o expresie mai sportivă, ca să nu mai împiedic, ca să depinde concluzionă de partea colegului, de partea adivului din care facem parte, care are un statut și așa mai departe, statut cu drepturi și obligate, cu un plan de tarife aprobat, și așa mai departe, sau cu cineva care n-a respectat statutul. Acum, dacă nu aveți ceva de făcut, doar să păsuim, nici de cum mai mă dă, dacă intervenție este mai mult retoric. Partea spectaculoasă, că noi trebuie să-l mandatăm că domnul Grigore să voteze excluderea într-o ședință care a avut loc ieri. Una, este într-un fel e caducă. E intrat de pe ei, intervenit. Noi nu am avut posibilitatea să-l mandatăm. Este o ședință de Consiliul Mod Ferez. Procedat la prima ședință, până a solicitat primăria la salubritate. În afara faptului că a avut loc ieri, nu știm care e situația reală, dar cum mai impune, mai departe. Părerea mea, noi trebuie să susținem partitura asociației, asta este. Asta nu înseamnă că votul domnului Grigore să nu neapărat o să mai aibă loc ședința de excludere. Într-adevăr, am luat cunoștință la corespondență de o adresă din partea primăriei Dărmănești, care, așa cum a reamintit doamna director Grigore, și el a spus că nu au altă săvârșită. Dărmănești nu e singurul mare datornic. Singurul mare datornic pentru care mai mulți sunt vizitatori, termen specific, mai mulți locuitori, oraș, dar în adresa respectivă se vede că au stat mai mare, că la Mănești, în mediul urban, e 9,5 persoane, așa mai departe. Și ei fac parte dintr-un grup, nu mai continui ideea, din jurul Moineștiului și așa mai departe, Zemeșu, care au încercat alte soluții. Nu lipsită de istoric, un anumit fundament. Au format o asociație separată, față de Adiv, Comănești, la un moment dat, Comănești, dacă v-am menit, fost în situația de a fi exclus, din state de către Adiv, domnul Tepanu Miron de la Comănești s-a repliat din mers, cum se spune, cu inteligența care îl caracteriza, dar mai adaptabil și a tenor.
efectiv adicțiu, transportul ăsta la depozitul confort la Nicolae Bolte, în sfârșit. Ei aveau, într-adevăr, costuri mai reduse la colectare, colectare selectivă, scris în adresa respectivă, dar n-aveau unde să se ducă deșeurile, la urmă orbe. Toți au lipit. Cel mai mare dator nu e municipiul Moinești, nu știu ce știu, după aia, dar Moinești, aia au peste 10 miliarde, cred, 15 miliarde Moinești, estimativ. Dacă vă uitați pe adresa respectivă venită, eu astăzi, că nu am văzut-o, dar Moinești pune problema, domnule, eu sunt într-o situație disperată, că nu am unde să duc gunoi și sunt mai multe comune. Au încercat un artificiu, fără, a văzut ce spune din politică, Moinești și doar că acolo e de culoare politică galbenă. Având, cum se spune, rude, sfinți, nu știu pe unde, ca să declare starea de arest, care o declară colegii prefectul la solicitarea, la propunerea primară, să facă parte de organizare, eu sunt de ușoară să rămâi cu gunoiul în fața casei, pui lumea în cap de bună dreptate. Adio voturi, adio mandat viitor, și așa mai departe. Ei solicită reuniunea de urgență a deliberativului, respectiv adunarea generală a vizului, și pun în discuție un alt principiu care ar trebui avut în vedere. Domnule, invoc o cu directivă europeană acolo să plătesc cât gunoi am. Deși ei și-au strâns bani pe baza unei taxe luate din tariful aprobat la ADIC. Sunt multe aspecte care, din punctul meu de vedere, denotă lipsa de cultură asociativă în țara mea. Și experiența am avut noi referitoare la cele două asociații, dacă lor, ADIC-ul și ADIC-ul. Au fost grupurile de interese la momentul desemnării operatorilor, cei din zona amintită, probabil că preferau un alt operator, a ieșit altcineva, în sfârșit lucrurile se întâmplă. Și reafirm concluzia că au fost niște contracte proaste cu juriștii de calitate îndoielnică și colo și colo. Dacă vă mai amintiți, noi discutam în legătură cu ADIC-ul, cu APA, Societatea pentru Apă, Bacău, a rămas fără apă, dar în contractul de operare nu există sancțiuni pentru operator. Și chiar le-am, într-o luare de cuvânt publică, le-am amintit. Eu personal sunt dezamăgit de ADIC în spete. Am încercat și am făcut demersuri la instituțiile centrale, inclusiv la ministerie, ca să ne dea posibilitatea în baza legislației existente. M-am mai expus asta. Coroborând legea cadru pentru serviciile de utilitate publică cu legea specifică, legea salubrității, ca în anumite cazuri, în baza unor criterii legale și proprii, să putem rezolva colectarea taxe. Așa cum există unele discuții sau legea cadru posibilitatea de a acorda ajutoare beneficiarilor de servicii publice, era mare lucru pentru bugetul unei comunități. Avem totuși un buget în creștere și care ne poate permite să rezolvăm situațiile mai delicate pentru bunul mers al standardelor de viață. Că dacă rămâi cu gunoi la poate, rămâi în parte, toate avem destul cu gunoi pe deal.
către... Eu am putut să... Am încercat să prezint la situație și să prezint să susțin un principiu. Nu se întâmplă nimeni. Numai că va trebui să se repede, că dacă vă uitați în... E ultimul aspect pe care îl reamintesc. Dar mereu se spune, domnule, noi am plătit la cantitate, am plătit suma respectivă. Considerăm că am plătit pe principiu plătești ce arunci, dar pe imputate trebuie de plată făcută de ADIS, e de trepte mare, de câteva miliarde, de nu mai departe. Nu știu ce. Atât deocamdată. Ideea este că sunt, exact cum spunea și domnul primar, într-o asociație, deci trebuie respectate regulile. Deci când ai devenit membru asociat, ți-ai instrușit statul, da, ți-ai instrușit tot... Acum am dat pe cineva, la ce timpă domnul este primar care e în zona lui de competență, doare și poate nu m-a sătrat sau să cu Ioana Ganeța, o să rog pe cineva din primărie, vine cu mașina, că semnez două ore. Nu mai fac. Totul să deam curs solicitării ADIS-ului, să mandatăm să voteze pentru excluderea, dar ne rugăm la Doamne, să ilumineze pe cei în drept, facă de decizie, să nu se arunce chiar. Sau mai fost situația de asta, cu pomanezi, cu doamne, în parte. Pe urmă, sigur că toate ADIS-ul o să ne interpeleze, domnule, dar cu cine jucați? Cu cei care nu respectă statutul? Pentru că asta a făcut Dărmănescu. Nu respectăm statutul, nu se spune. Și noi, dacă nu respectăm statutul, nu o să vină Comănescu sau Dărmănescu ca să se spună, domnule, eu nu sunt de acord cu excluderea comunelor. Nici nu le pasă. Nu le pasă de Dărmănescu, nu dorim. Sunt oameni și acolo, cetățeni români, să nu rămână cu gunoaie la acolo. Dar asta e jocul. Asta este doar de multe ridică. Mulțumesc, nu mai întâlnă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Majoritatea s-a votat proiectul de hotărâre. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și diplomelor de fidelitate cuplurilor din Comuna Bogdănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2017. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Doamna, mulțumesc. Așa cum se știe, a devenit o frumoasă tradiție ca în fiecare an să sărbătorim lucrurile care împlinesc 50 de ani de neîntreruptă în anul respectiv. Nici anul 2017 nu face excepție, de aceea Comisia numărul 2, din cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, a propus acest proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate. La articolul 1 se supune aprobarea acordării unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă de 200 de lei fiecărui cuplu, care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2017, condiția să ai formă cu niciun Comuna Bogdănești. La articolul 2, pentru a beneficia de prevederile hotărârii, persoanele interesate vor depune la secretarul Comunei o cerere tipul de actele de identitate ale soților original și copie și certificatul de căsătorie original și copie. La articolul 3, numarea diplomelor de fidelitate pentru aceste cupluri să se facă în cadrul festiv de către Comuna Comunei Bogdănești. Articolul 4, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești, de domnul Ciori Vasile, secretar cunoscut, domnul Nicuța Romelia Consilier. Iar articolul 5, hotărârea se va aplica numai în anul 2017 și se va comunica de către domnul Ciori Vasile, secretarul Comunei, primarul de Comunei cu parte pentru financiar, cu parte pentru stare civilă,
Anul acesta am văzut că sunt doar două cupluri care întâlnesc 50 de ani de căsătorie. Din ce în ce numărul a scăzut, dar în anii din urmă au fost câte 5 sau mai multe cupluri, acum am încă rămas doar două. Și după cum este o tradiție, această decernare în cadrul festiv a diplomei de fidelitate și a tenului, cred că se va face la 30 de Crăciun, pe 27. Da, unde e invit, văd cum suntem la primărie, în cabinet, cât suntem, doamne perete, atât bine venit. Cam așa o să desfășoare, dar să nu anticipez. Da. Trebuie votat. Comisia Europeană a făcut și raportul de avizare, în care a avizat că vrea acest proiect, la fel și Comisia numărul 1, prin vorba de fonduri care se acum. Mai doriți cineva să ia cuvântul? Trecem la cuvânt. Cine este pentru? Și în unanimitate, proiectul ăla a fost aprobat. Trecem la proiectul numărul 8. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului. Da, mulțumesc. Este un proiect de hotărâre foarte drag mie. O să fie autorul colegilor din primărie. Dar în același timp, la modul foarte serios, ceea ce trebuie luat în considerare, am respectat la acceptat pe ei, într-adevăr, dat fiind că structura informală care se numește primărie are nevoie de niște reglementări. Respectiv, la fel putem coborâi
propun la primul articol actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului României de Bucurău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, articolul al doilea, după aprobare, hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucurău, numărul 24 din 2011, să se adopte al treilea articol, care este și ultimul. După aprobare, secretarul Comunei domnul Sărbătorii Vatică va comunica hotărârea primarului Comunei Bucurău, compartimentului de specialitate și instituții prefecte urgențe de factor, se va aduce la cunoștință publică prin aplicarea la trei Consiliului Local. Fără îndoială, cu cel puțin din curiozitate, ați lecturat acest document care înseamnă actualizare și este, în esență, marcat prin ocazia de reflexie a ceea ce înseamnă regulamentul primăriei este în moment benefici, vă rog, să acceptat așa cum a fost prezentat. Mulțumesc! Da, doamnă, domnul consilier, Comisia de Specialitate în Ședința de ieri a studiat acest proiect de hotărâre. Regulamentul era, nu a mai fost reactualizat în 2011, a fost acolo. Modificări majore n-au fost. Am înțeles că această reactualizare a fost făcută în urma conturilor care au fost la prefectură sau unde a fost. Nu aveam cum să nu aprobăm, pentru că nu sunt decât ceea ce este normal și le au semnat. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate s-a votat, proiectul a fost votat. Trecem la numărul 9. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Poate, Bobonești, județul Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Dau cuvântul doamnei. Da, mulțumesc. Ca și proiectul anterior pe care l-am prezentat și acest privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, din instituțiile de învățământ integrat la Comuna București, este unul care se supune atenției Consiliului Local în fiecare an, pentru că școala trebuie să urmeze cursul. De aceea propun ca la articolul 1, aprobarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2018-2019, la instituțiile de învățământ referează la Comunei București, iar la articolul 2, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Mărciul Vasile, va comunica hotărârea domnului primar al Mușcării Solei, inspectorul școlar județean Bacău, precum și instituției de educație de sub Bacău. Am avizat favorabil și acest proiect de hotărâre și sper să votăm să vă local. Dorește cineva să dau cuvântul doamnei consilier. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să aduc la conștiință faptul că și pentru anul școlar 2018-2019, școala gimnazială Bacău-Bogdănești sperăm noi că va rămâne pe J, cu structură, grădinița cu, cu program normal Bogdănești. Avem la ciclu primar 5 clase, clase de la clasa pregătitoare până la clasa 4, iar la gimnazial clasa 5 până la clasa 8. În învățământul preșcolar, două grupe. Grupă mică, grupă mare. Numărul de elevi este cam același cu cel de anul trecut. Natalitatea nu este în creștere, este o suferință pentru noi. Ne dorim, e și firesc, să existe o creștere a natalității, ceea ce nu se întâmplă, dar nu se întâmplă doar în localitatea noastră, e o regulă generală, așa, pe țară, cu toții suferiți de scăderea numărului de elevi.
Sper că veți vota favorabil și acest proiect de hotărâre și în acest sens vă mulțumesc în numele colectivului de cadre didactice de la Școala Gimnazială Bogdănești și de ce nu să vă transmit și un Crăciun fericit din partea cadrelor didactice de la nivelul unității noastre, de la Zavoate Bogdănești. Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, eu ar vrea să termin cu o glumă în legătură cu acest proiect de hotărâre. Care e numărul de elevi, doar să scadă și numărul de alegători. Asta ar vrea, în primul rând, să vă felicit pentru activitatea, sună așa cam birocratică, în primul rând pentru bunăvoința pe care ați avut o parte de ceea ce am propus. Și asta arată bună credință față de comunitate. Vă doresc ceea ce îmi dorim cu toții, la un moment dat, fiind o perioadă de mai multă reflexie în existența noastră, cum la sute de ani, în mod inevitabil deveni mai reflexiv. Am adresat, prin intermediul televiziunii exclusive, pe care îi mulțumesc, într-adevăr, pentru faptul că ne-a ajutat în mod, zic eu, eficient, ca să respectăm unul dintre principiile stabilite prin legislație, primul rând, dar nu numai, eu zic, și prin obligații care trebuie să plece din propria conștiință. Transparența și diseminarea publică a ceea ce facem în cadrul administrației locale. Sper să ne mai întâlnim. La un moment dat, lucrul este inevitabil în cadrul comunității privilegiu rural. Mă circulăm și mai ușor pe drumul de publică luată, dar pe ultima glumă cu adevărat. Sper să ne întâlnim cu ocazia obiceiurilor specifice. Am înțeles că o să avem obiceiul cafei. Fac și un apel public, pentru că nu pot plăti în bugetul la o corectă financiară, mai electrică, și noi soluții risc, așa că sperăm că veți în primul rând prezenta să ne bucurăm împreună. Sper să ne întâlnim cu mare drag și a treia zi de Crăciun, dacă vreți la festivitatea premierii celor două culturi, un singur om merită tot respectul, parafrazând o victimă, la un moment dat, reprezintă o tragedie, sunt foarte mulți oameni în situație sau altă, nu ne prezintă decât o chestiune de statistică. Am încheiat citată. Mai fac un apel de data asta al consilierilor PSD să ne întâlnim pentru câteva minute de la primărie. Atât. Mulțumesc. Trecem la vot. Cine este de acord? Unanimitate s-a votat proiectul de hotărâre. Trecem la 10. Solicitări adresate Consiliului Local de Bogdănești. Da, pentru că ordinea de zi a fost destul de consistentă. Avem și solicitarea asta. Ca să încheiem. Deci este o adresă din partea Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice. Este și în atenția domnului primar, dar este spre știință și Consiliul Local și nu fac decât datoria să o prezint la urmă. Deci, în următoarea de prevederile articolului 3 al viatului Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 58/2006, republicată cu notificările și cu puterile ulterioare, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților funcției locale, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale EUAT-urilor. De asemenea, conform prevederilor anul 8 al viatului Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, 58/2006, autoritățile administrației
publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a ATO-urilor, aferente sistemelor de utilități publice. Potrivit dispozițiilor articolului din legea serviciului de iluminat public numărul 230/2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică desfășurate la nivelul ATO-urilor, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public, respectiv iluminat stradal rutier, stradal pietonal, arhitectural, ornamental și iluminat ornamental festiv al localităților. Date fiind competențele autorităților administrației publice locale stabilite de cadrul legal, în vigoare, în ceea ce privește organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public, vă informăm că aveți obligația, după cum este prevăzut la articolul 22 din legea 58/2006, de a stabili prin hotărârea Consiliului Local modalitatea de gestiune a iluminatului, a serviciului de iluminat public, directă sau delegată, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciilor, de necesitățile asigurării celui mai bun aport preț-calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale UAT-urilor, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Astfel, așa cum este prevăzut la 28 din legea 58/2006, gestiunea directă se poate realiza numai prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, și anume servicii publice de interes local sau județean specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate sub ordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâre ale autorităților de libere activire a UAT-urilor, sau societăți reglementate de legea 38/90, republicate cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al UAT-urilor respective. În cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se va realiza conform dispozițiilor al 29 din legea 51. Facem precizarea că potrivit al 22 din legea 51 și respectiv al 17 din legea serviciului de iluminat public 230/2006, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de iluminat public se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini elaborat și aprobat de prin hotărârea Consiliului Local, întocmite conformitate cu regulamentul cadrul al serviciului de iluminat aprobat prin ordinul AML 10/86/2007 și respectiv caietul de sarcini cadru aprobat prin ordinul președintelui AML 10 numărul 87/2007. În contextul dispozițiilor legale enumerate mai sus, vă solicităm să analizați starea actuală privind modul de organizare și funcționare serviciului de iluminat public la nivelul AFE-ului și să faceți demersurile care se impun pentru organizarea acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Menționăm că respectarea acestor obligații imperative prevăzute de lege constituie contravenție în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice și sancționează cu amendă convențională, după cum urmează, conform al 47 din legea 58/2006. Se sancționează cu amendă de la 30.000 la 50.000 furnizarea prestarea serviciilor de utilități publice de către operatori fără licență, eliberată potrivit reglementărilor în vigoare, conform al 47 în aceeași lege. Se sancționează cu amendă de la 30.000 la 50.000 furnizarea prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare. Conform al 47 din aceeași lege, se sancționează cu amendă de la 30.000 la 50.000 furnizarea prestarea serviciilor de utilități publice fără contracte de delegare a gestiunii. Și conform articolul 47 al 4 din Caraiev, tot în aceeași lege, sancționează cu amendă de la 30 la 50.000 încheiere de autoritățile contractate cu contractele de delegare a gestiunii de servicii de utilități publice, fără respectarea legislației specifice fiecărui serviciu. Și conform articolului 37 din legea 230/2006 a iluminatului a serviciului de iluminat public, constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 10.000 la 30.000 neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului cadru al serviciului. De asemenea, în vederea evaluării stării serviciilor de iluminat public la nivelul unităților administrative teritoriale, vă sugerăm să completați și să transmiteți la NSC, în NSC, termen de 15 zile de la data primirii prezente, macheta anexată, completată, cu datele privind modul de organizare și funcționare serviciului de iluminat public la nivelul UAT-ului Bogdănești. Cu stimă președinte, Bogdan pe Coaleța. Din câte știu eu, serviciul public la noi este delegat, de iluminat public, dar urmează să... O să revenim
conflicte personale, împreună cu domnul Grigore, care dă fonde direct, cu cei care pot ajuta pe partea de jurisdicție, să punem lucrurile în ordine. Dar să transmitem internul, am solicitat macheta. Deci, da. Mă rog, număr de hotărâri de înființare serviciu, de stabilire de bază legală. Problematica o să revină în dezbaterea faptului de loc. Da. Deci asta, ca o primă lectură, urmează după aceea să stabilim măsurile concrete și ceea ce avem concret de făcut pentru